dimineața, aici avem Mavic 3-ul, este prima oară când îl zbor. Vine într-o geantă mult mai mare decât cea pe care eram obișnuit de la Mavic Air 2S. Și o să facem primul zbor astăzi, am ieșit la un ceai pe dimineață, pe marginea lacului. Să vedem ce avem în cutie. Bine, am luat doar esențialul cu mine pentru că e destul de răcoare, n-am vrut să car totul cu mine afară. Am doar telecomanda, drona și încă o baterie. Drona, uite aici cât de mare este. Vine cu o husă nouă care este interesantă cel puțin, în care zic eu că protejează mai bine elicile. Și o să facem primul zbor imediat, o să vă arăt și cum filmează în 4K 30 fps. Față de alte drone, drona asta deja vine cu două camere, una principală aici, care are apertura reglabilă, și una tele, care este pentru a cerceta, spun eu. Ok, și acum o să înregistrăm și o să vă arătăm și vouă filmările. Filmăm în modul 4K 30 fps. Drona asta zboară mult mai mult, până la 46 de minute în condiții optime, dar noi nu avem niciodată condiții optime, deci o să zboare probabil peste 40 de minute, ceea ce deja e destul de bine pentru o dronă. E destul de frig afară, ce avem minus 4 grade și e bine să ai pentru mâinile tale niște mănuși din alea subțiri. Eu nu le-am adus, ceea ce înseamnă că îmi tremură mâinile și dacă mă ia frigul foarte tare, după aia nu o să mai pot să mișc degetele așa de bine. Ce are drona asta special? Filmează în log și asta înseamnă că practic o să-ți lase mai multă libertate spre a coloriza cadrele. Văd că pe telecomandă se vede mult mai lin totul, acest Ocu Sync îmbunătățit, se pare că este destul de bun și chiar se vede foarte bine pe telefon. Văd că mai am 87% baterie și estimează el 34 de minute de zbor. Ceea ce e bine, mai ales că este frig, bate vântul, deci toate chestiile astea o să-ți afecteze durata de zbor. Am luat pachetul combo cu 3 baterii, am stat mult de tot să mă gândesc dacă să iau pachetul cu singură baterie, având în vedere că poți să reîncarci bateria când ai nevoie și că durata de zbor e mai mare. Sincer, mi-ar trebui 2 baterii pentru ce fac eu, dar am zis totuși să le iau pachetul combo care vine și cu filtrele ND. N-am instalat un filtru ND pentru că am plecat repede de acasă și nu mi-am dat seama. Acum suntem în a doua zi și o să filmez cu setările cele mai înalte de filmare, și anume 5.1K, 30 fps de log cu 10 bit. Încă n-am pus un ND filtru și filmez 1x240 la f10, ceea ce nu e cea mai grozavă funcție, dar totuși filmăm la cea mai înaltă rezoluție. Și acum o să vă arăt niște filmări și o să și colorizăm un pic, să vedem cum se colorizează acest fișier de log care are 10 bit dynamic range, ceea ce înseamnă că ne va ajuta foarte bine să arătăm lumina, să arătăm cerul, să arătăm umbrele. Una peste alta, sper Mavic 3 să fie o dronă bună pentru următorii 2-3 ani, să vedem dacă se mai scoate altă dronă și să vedem dacă merită față de Mavic Air 2S. Dacă aveți întrebări, scrieți-mi în comentarii și ne vedem data viitoare!